Salut! Astăzi este 15 decembrie și deschidem a 15-a căsuță. Suntem la un număr rotund și după cum bine știe toată lumea, dacă v-ați uitat la videoclipul de data trecută, am primit după atâta vreme un omulet. Acum e sigur că va pica o construcție pentru că în următoarele 10 zile, pentru că mai sunt 10 cu tot cu ziua de 15, mai sunt 7 construcții la momentul actual și doar 3 oameni. Și eu presupun și cred că în ziua de 24 ne va pica Moș Crăciun. Așa că haideți să deschidem a 15-a căsuță din calendarul advent. Haideți să o găsim. Este chiar aici, deasupra zilei de 24. Este foarte departe de mine, dar aproape când voi construi. Haideți să vedem ce ne va pica. 3, 2, 1 și... Și avem o construcție, nu-mi dau seama din poză ce este, dar vom vedea. Eu așa, după ce văd acum, cred că este un sediu al pompierilor, dar veniți și voi mai aproape ca să vedeți cum construim. Bun, aici avem piesele și haideți să deschidem pachetele. O pun de ușor de rupt și după cum multe lume știe, am experiență cu pungile acestea, le știu toate felurile și știu deja de când le prind în mână înainte să le desfac ce tip de pungi sunt. Așa, nu pot să zic desfăcubile, pentru că nu se pot desface ușor sau nu. Deci avem nevoie de două piese așa. Peste ele punem această piesă roșie, dar facem așa ca să nu ne chinuim. Punem prima dată pe una și apoi o punem pe cealaltă. Apoi punem deasupra o piesă din aceasta, dar întâi ar trebui să terminăm cu baza, adică să punem o piesă din aceasta în partea asta, apoi să punem piesa pătrățica roșie în partea stângă sus, apoi potrivim o piesă, am greșit eu acum și vedeți și voi cum încerc eu să desfac ceva, nu merge pe aici, n-am prea înțeles, era bine înainte. Haideți să vedem cum o desfacem acum. Să vedem dacă am putea cumva întoarce construcția. Așa. Haideți să vedem dacă acum am reușit să o scoatem, că am scos un colț în afară. În sfârșit am reușit. Bun, am revenit sus, am scăpat din greșeală o piesă și acum să fiu foarte atent să pun această piesă bine. Deci trebuie să o punem aici și să punem o piesă aici și o piesă aici. În sfârșit, a durat mai mult să fac prima parte decât să... Nu știu, a fost mult. Bun, haideți să vedem, punem o piesă roșie deasupra. Apoi punem aici încă o piesă roșie, punem piesă transparentă albăstruie, mai punem o piesă, dar roșie, cu un fel de clic. Punem deasupra acestea, punem acest lucru, iar acum creăm un stingător, deci este clar că este turnul pompierilor sau sediul pompierilor. Am prins aici stingătorul. Iar deasupra, nu știu ce avem aici, trebuie să punem în fiecare colț cât e o piesă gri, adică pe fiecare parte a crucii sau a X-ului și apoi îl vom pune aici. Exact așa arată sediul nostru al pompierilor. Sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!